Sala Teatrului de Proiecte George Ciprian este pregătită pentru primirea buzoienilor la spectacolele de teatru din Luna Iubirii. Acestea vor debuta cu un spectacol muzical realizat de studenții de la Universitatea din Anglia. Sunt studenții care au fost și anul trecut într-un spectacol tot muzical, care s-a numit Legende de pe Broadway. Anul acesta vor fi selecții din muzicaluri celebre rock. Anul acesta avem doi parteneri în realizarea acestui eveniment și mă refer la Teatrul din Ploiești, Toma Caragiu din Ploiești și Teatrul Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Teatrul Buzoian George Ciprian va găzdui cea de-a treia ediție a sărbătorii anuale a iubirii la români, Dragobetele, atunci când clădirea Muzeului Județean se va transforma într-un adevărat tărâm al dragostei. Zeci de cupluri își vor reînnoi jurămintele de căsătorie sau le vor rosti pentru prima dată. Avem poarta lui Dragobete, la care se vor putea fotografii realizate de către fotograful teatrului, după care vor fi descărcate pe Facebook sau înmânate doritorilor, posesorilor de fotografii personal. Iar pentru cei care doresc să-și invite viitoarea parteneră, să spunem așa, îi putem căsători pentru o zi. Cuplurile de îndrăgostiți care vor veni la Teatrul Ciprian de Dragobete vor primi certificate de căsătorie la minut, valabile doar în acea zi și în acel loc. Cei care sărbătoresc ziua de naștere sau căsătoria reală vor beneficia de intrare gratuită la piesa de teatru O noapte furtunoasă, care va începe la ora 18.